Hai, salut și bine am găsit un episod cu Super Power Training Simulator. Înainte să începem acest episod minunat, vreau să mergeți toți pe primul link din descriere, către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow, sau dacă nu îl aveți, sus în stânga, hodini.insta, așa că mergeți și apăsați butonul de follow ca să fiți la curent cu tot ce face fratele Houdini. Hai să dăm play să vedem. Deci data trecută, pe episodul trecut cu Super Power Training Simulator, am învățat să mergem pe apă, frate. Ia uitați-vă ce speedian are Houdini aici. Hai să ne punem niște greutăți. De fapt, ba nu. Sau hai să încercăm dacă putem să facem așa. Naia, nu, așa am de doar movement speed. Deci am nevoie să învăț să sar cât mai sus, frate. Hai să ne scoatem astea și să sărim ca niște nebuni. Trebuie să facem 1000 de sărituri. Ia să vedem. Dacă pot sar numai așa pe loc, ia să vedem. Da, nu se merită, mai bine sar așa. A, deci trebuie să țin doar apăsat. Oh, nice. Deci merge să ții doar apăsat, frate. Sunt curios dacă învăț să sar și mai sus, gen, sau dacă dacă doar sar mai repede. Asta e șmecher, dacă aș învăța să sar și mai sus, să zbor așa, frate, să sar până pe clădiri. Mamă, mamă. Deci avem 252 de puncte și trebuie să facem 1000. Deci o să fim acum ca niște canguri, frate. Fratele Houdini din Husky o să fie un cangur. O să fie Houdini cangurul episodul ăsta. Ia uitați-vă și voi cum sar aici. Ia uite. Ia uite, zici că zboară așa, zici că e ca un pui din ăsta care abia s-a născut și vrea să învețe să zboare și tot încearcă, tot încearcă, tot încearcă, poate și reușește. Hai să facem aici cu schemă, uite așa, pac, 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 printre copaci. Ia două cu Houdini, două cu Houdini, ia uite, ia uite, ia uite, frate, ia uite cum fac, ia uite, tac. Era să ratez un copac, era să ratez încă unul, hai că ne facem aici, avem obstacole, au, era să mai ratez unul, ok. Și hai să o luăm de la capăt. Încă o dată, țac, țac. Oh, ce s-a dus. Trebuie să te întorci foarte repede. Dacă nu te întorci repede, o să ratezi. Ia uite, pac, 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 pac. Mamă, păi o să devin zeu, frate, la jocul ăsta. Ia uite, țac, 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 țac. Hai să mai dăm încă o tură. După care, oh, ce repede fuge. Ia uite-te. Țac, țac. Ai, ai, frate, hai că-mi intru în mână. Oh, începe să fie mai bine acum. Țac, țac, țac. Oh, nice, mă descurc, mă descurc. Ia uitați-vă și voi pe aici. Pac, hai să mergem acum să căutăm alte obstacole, alte șmecherii. Sărim, uite așa, băncile. Oh, nu, 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 nu. Era să mă duc la vale. Așa, pac, sărim băncile. Țac, 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 țac. Și am căzut pe jos. Hai să încercăm să sărim băncile astea fără să cădem pe jos. Deși cam greuț. Oh, la limită, la limită. Oh, nu, oh, nu, oh, nu. N-au mers, n-au mers. Hai să mai încercăm încă o dată. Pac, pac. A, deci trebuie să mă duc mai încoace puțin, așa. Oh, nu, nu mi-au mers, nu mi-au mers. Prea mult, prea mult bug acolo. Ca să zic așa, mergem așa. Așa, 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 așa. Ăla-i ticule și încă o bancă. Ăla-i, frate. Am reușit. Ia uitați-vă aici cum sare cangurul Houdini. Țac, 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 ăla-i ticule. Hai că merge, merge, merge. Merge, merge, las că strece. Și aici avem și copaci și bănci. Hai să încercăm să o dăm aici. Deci mergem printre copaci. Ok, ne-am blocat un pic în bancă, dar nu-i problemă. Oh, hai că asta mi-a ieșit din prima. Și ia să vedem, ia uite aici cât copăcei. Oh, stai că nu știu ce am făcut pe aici. M-a luat strechea, frate. Ok, mergem așa. Facem țac, 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 țac. Țac, țac, țac. Nici eu nu știu ce fac, mă, pe aici. Oh, hai să-l omorâm pe ăsta. Ăsta crede că dacă e invizibil, nu moare. Moare, frate, și invizibil, stai liniștit. Mamă, ce greu îl pălesc. Mamă, ce greu îl pălesc. Asta i-am dat-o la nimerială, sincer să fiu. Deci asta i-am dat-o la nimerială. Măcar l-am paradit. Nice. Hai să ne facem punctele astea, că trebuie să sărim, frate. Ia uite cât mai... Ai, 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 încă 643 mai îmi trebuiau. Că aici sunt ceva scoruri. Mamă, ăsta vine după mine să o dea cu mine. Ăsta are aură din aia, nu mă bat cu el, că mă distruge ăsta psihologic. Așa, mai țopăim pe aici, o luăm pe aici, așa. Hai să mergem pe unde n-am mai fost. Uite, pe aici, sincer, n-am fost niciodată pe aici, pe sub podul ăsta. Și aici ce naiba e? Hai să mergem și pe aici să vedem. Acolo e orașul ăla.
Ia să vedem, putem să intrăm pe aici prin casa asta. Da, mă, ia uite că merge. Aici e un bar, frate. A, deci poți să stai aici la bar. Poți să-l bat pe ăsta aici? Da, merge să-l bat. Ce faci, domnul? Ce faci, domnul? Oh, o dă cu mine, o dă cu mine. O dă cu mine, o dă cu mine. A, dar mie nici nu-mi scade viața, frate. Își dă damage singur. L-am paradit. Cred că își dădea damage singur. Își reflecta din mine damage-ul, cred. Ok. În asta nu merge să intrăm, nu? Nu merge, asta e închisă. Închis magazinul ăsta. Aici era pizzerie sau ce naiba? A, nu, e diamant ceva. Cine știe? Încă unul pe aici. Hai să vedem dacă putem să-l batem pe ăsta. A, putem și pe ăsta să-l batem. Ia uite ce greu se mișcă ăsta. Salut, frate. Mamă, i-am distrus pe toți. Încă unul aici. Hai să o dăm și cu ăsta. Țac, nu l-am pălit, nu l-am pălit. Mă, dar se duce bila asta, frate. O, i-am dat un hitan. I-am dat un hitan. Mamă, dar îl pălești destul de greu, frate, sincer, cu bilele astea. Ia uite, l-avem pe ăsta aici. Pac, pac. O, ăsta mă omoară el pe mine, cred. Sau nu știu, că nu-i scade viața. A, nu-i apărea că-i scade viața, dar a murit oricum. Și l-am omorât și pe ăsta la alt? Cred? Ba nu, ba nu, ba nu, ba nu. Credeam că i-am omorât pe amândoi, frate. Ia să vedem, ăsta nu moare. O, ăsta îi dau 0 damage. Cred că îmi dau 1000 damage, cred. Asta e prea bun, are aură. Nu mă bat cu el că ăsta mă distruge. Ăla avea aură de asta. Îmi dădeam numai 1000 damage. Îmi dădeam singur reflect. Ok, hai să mergem și prin ăsta să vedem ce mai fac oamenii pe aici. Ia uite-l pe ăsta ce fugare. Da, și eu am fugă rapidă, frate. Crezi că numai tu poți să fugi așa? Și-s curios după ce... Aoleu, încă 600. Bun, ok, deci trebuie să sar, trebuie să sar. Hai să-mi upgradez puțin aici pe săritură. Ia să vedem unde e săritura. Ok, și hai să ne punem plus 2 la săritură pentru 100 că merită. Și să mai ne punem și la ce naiba? La movement speed, nu că avem destul de mult. Hai să ne punem la psihic, pentru că am înțeles că la psihic, adică e foarte bine să-ți faci psihicul pentru că poți să zbori și poți să faci o grămadă de chestii. Ok, acum ar trebui să-mi dea câte 2 puncte, da, să facem de 2 ori mai repede, adică încă o dată mai repede, față de cum făceam înainte. Ok, ia să vedem, acum parcă altfel crește, frate. Pentru că văd că crește destul de greu, adică nu-ți dă chiar așa instant. Are așa puțin delay. Nu știu dacă îmi dă chiar pentru fiecare săritură, dar așa ar trebui. Asta mie mi se pare că sare mai repede decât îmi apare acolo că îmi dă. Dar în fine, e ok și așa. Și parcă dacă mergi pe loc drept, parcă îți dă mai repede. Așa mi se pare. Sau încep eu să sar mai repede. A, cred că încep să sar mai repede, frate, și îmi dă și mai repede. Am înțeles. Mi se pare că sar mai repede. Zici că fac bunny hop în CSGO. Ai, ai, ai. Bere. Măcar acum fac mai repede. Am și un 2X acolo și am 4X pentru psihic. Deci o să pot să-mi fac mai repede psihicul. Ceea ce o să fie super, super nice. Mamă, 500 în sfârșit. Deci am jumătate. Am jumătate din cât îmi trebuie. Hai să mergem și în partea asta altă. Da, e mult mai bine așa, frate. Dacă mai aveam încă niște puncte să-mi upgradez și săritura, să o fac de 4, eram șmecherie pe hârtie. Dar n-am ales să-mi pun acolo la psihic ca să... La psihic ca să... Să-mi fac mai repede când o să am nevoie. Pentru că na, acolo trebuie doar să stau, adică nu fac nimica. Și ceea ce ar fi destul de plictisitor să filmez clipuri în care doar să stau tot episodul. Ok, am 545. Ăștia văd că o dau pe aici și se bat între ei. Da, nu că au aură, nu mă bag, nu mă bag, nu mă bag, nenea. Alerg și eu pe aici ca un bezmetic. 559. Dar cred că merge mai repede dacă mergi doar în față, gen. Hai să merg doar așa în față să nu fac prea multe scheme. Așa cred că se contorizează mai repede. Mergem așa. De ne-am dat la ture de orașul ăsta, frate, că îl știu pe de rost.
moară Chiquita de nu știu pe de rost. Aproape 600. Aproape, aproape, aproape. Măcar am aici dita mai strada lungă pe care pot să tot sar. În sfârșit imediat 600, 595, 597, 599 și 600. Încă 400, frate. Deci asta înseamnă că mai întrebesc încă 200 de salturi. Deci trebuie să mai sar încă de 200 de ori ca să reușesc să gat și eu quest-ul ăsta. Așa, bun. 620. Sunt curios ce chestii mai merge să mai faci. Skill, așa, squat, special. Aici să cumpăr din astea. Stai să nu mă duc, mai am ceva timp să mă uit. Ok. Am omorât 5 oameni inocenți. Am omorât 5 oameni inocenți, frate. Și hero kill, da, deci nu se rău. Am înțeles, reputația minus 5. Am minus 5 reputație. Nu-i problema. Știu că dacă omor foarte mulți oameni, se întâmplă ceva cu mine și mă văd ăștia alți și pot să vină să mă omoare. Și dacă mă omoară, îi face, adică devine eroi, ceea ce mi se pare interesant. Dar nu mai știu exact cum arată infractorii. Mă gândesc că trebuie să ai o aură roșie sau ceva ca să îi poți deosebi. Sau numele e roșu. Ah, cred că numele, da, frate. Da, numele, cred că e roșu. Ți se face numele roșu. Dacă ești ticălos, dacă ești răufăcător. Practic, eu sunt răufăcător. Acum ia să vedem ăsta. Uite, ăsta are numele portocaliu. Nu are numele roșu. Eu nu știu dacă îți dispare chestia asta. Sau trebuie să prinzi tu răufăcători ca să... ca să ți se facă numele la loc. În fine, vedem, o să aflăm pe parcurs. Dar momentan trebuie să ne facem mai puternici, pentru că altfel nu avem nicio șansă, frate. Deci absolut nicio șansă. Avem 720 de puncte. Încă puțin, încă 270. Acum aproape, acum încă 270 de puncte și reușim să gătăm și noi quest-ul ăsta. Îs curios ce mai îmi dă nenia super erou de făcut. Îs curios. Cam făcut toate chestiile, bine, o să mai îmi dea, ce știi ce-mi zice, du-te și faia, du-te și faia, du-te și faia alaltă. Și acolo, ia uitați-vă, frate, ce dita mai furtuna vine spre noi, mamă, că ne distruge orașul, cred. Oi, 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 dita mai furtunoaia. Încă 230 și ceva. Ok, Anu Barosano, ia uite-l pe ăla cum sare, frate. A, deci cred că poți să sari super, super sus. Oh, nice. Dar momentan eu nu pot. Poate la 1000, poate la 1000 îmi deblochez și o chestia să sar mai sus. Momentan o să sar doar așa la înălțimea asta. Dar sunt curios, frate, când o să învăț să zbor. Mamă, deci când o să învăț să zbor, o să fiu și mai chiar rău de tot. Oh, m-a bătut asta. M-a prins la cotitură. Nu-i problemă, oricum îi mai dăm acum încă un din ăsta și apac spawn. Ok. Ok, ok, ok. Mamă, crezi că titirezul, eu și titirezul ce mai suntem așa. Ați văzut și voi cum făceam. 805 din 1000. Haide, Houdini, bagă mare, bagă mare. 813. Încă puțin, încă puțin și gătăm și noi quest-ul ăsta. 820. Da, nu știu dacă îți dă pentru toate săriturile, dar e ok. E ok, îl facem vreo 3 ore așa, fără nicio problemă. Facem și noi un episod în care nu masterim. Houdini se învârte ca un titrez, ia uitați-vă. Mai știu cum neba făceam chestia aia. Cum neba făceam? Te mă dădeam peste cap. Era o schemă, dar nu mai știu care era. Nu mai țin minte cum neba făceam. Ah. Cred că așa făceam, dădeam. A, pot să dau și cu pumnii, mă, frate. Nu asta. Deci, oh, 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 gata, frate. Nu mai știu cum naiba făceam de săream așa, stânga-dreapta și făceam bugul ăla. Nu mai țin minte. Am uitat. În fine, hai să ne facem și pumnii, dacă tot. Țac, 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 țac. Ne facem și puterea pe pumni. Uite acolo cum crește Houdini cu trei chestii.
Așa, mă. Bun. Mamă, crește Houdini cu toate nebuniile. Taka, paka, paka, raka, maka, ka, mana, taka. Îmi văd și melodie din asta așa de chemat ploaia. Hai mă frate, încă 100, încă 100, hai cu 100, hai cu 100. Mai face fratele Houdini încă 100 de puncte. Hai mă, încă puțin, încă 90 de puncte. Mamă, de n-am sărit, de mă doare space-ul. Mă doare space-ul pe mine, frate, la cât am sărit. Eu am început și melodia. E fain așa pe muzică, să-i dai, să-i bagi, să-i pac, pac, ia uite, țac, țac, țac. Eu sunt curios dacă mai îmi dă multe puncte dacă dau acolo în piatra aia să mă antrenez la piatra. Gen, vreau să-i dau așa un pum din ăla să mă ducă până, adică să ducă pe la până în franzelă. Ia să vedem. Sunt curios. Mai îmi dă aici 10, da mă. Oh, îmi dă tot 10, frate. Oh, n-ai sărit, no. M-a bătut ăsta. Hai să mergem să ne facem totuși săritura, să putem să luăm un alt quest. Așa, dăm spawn-ul. Ok. Bă, ce e ok acum că nu te mai spawnează în același loc, pentru că înainte era nașpa că te tot așteptau ăia acolo și îți dădeau tot peste freză, nu puteai să faci nimica, că te nenoroceau ăia, frate, n-aveai cum să ieși de acolo, stăteau și te pândeau. Am uitat de pumn, am uitat de pumn, am uitat de pumn. De pe pumn, de pe pumn, de pe pumn, de pe pumn. Așa, frate, să facem și puterea din pumn, păi nu. Da, trebuie să te antrenezi acolo la piatră, sincer, că acolo îți dă 10. Aici îți dă câte unul, deci, na, vă dați și voi seama. Avem 980, imediat gâtăm și quest-ul. Mamă, de n-am sărit. Ia uite-l pe ăsta, ăsta are greutăți de la șmechere, cred. Sau tot este ca și mine. Uite că și trage după mine, noroc că nu m-au opălit. Ok, 995, ar fi bine să ne și îndreptăm. Oricum o să-mi arate unde să merg. Hai să vedem, 1000, ăla-i frate. Hai să mai facem totuși până ajungem acolo, să nu cumva să pierdem din timp. Dacă tot mergem, ia uite, unul trage pe aici. M-am blocat puțin acolo, nu puteam să mă întorc. Dar și-o revenit. Mamă, ce-i cu ăștia pe aici, frate. Ok. Suntem în safe zone oricum acum și hai să vedem ce zice omul nostru. Ia uite ce zice acolo. Now it's a lot better than before, right? Adică zice că acum este mult mai bine decât înainte. Și mă întreabă dacă e așa și zicem că da, apăsăm și noi pe click. I think you may start feeling like one of those characters in superhero movie. Zice acum că el crede că deja încep să mă simt ca unul dintre caracterele din filmele cu supereroi. Hai să-i dăm așa să vedem. Ia uite, you can even jump a lot higher than that. You just need to practice more. Deci zice că poți să sar mult mai mult decât sar acum, doar că trebuie să exersezi mai mult. Next I will teach you how to move across space and distance instantly. Deci zice că mă învață cum să mă mișc ceva de genul în spațiu și în distanță instant, adică nu știu, habar n-am ce vrea să zic, că zice că pot să mă, ca și cum aș dispărea și aș apărea într-o altă parte. What? Da, uite, chiar mă învață. The teleportation, adică teleportarea, mă învață tehnica teleportării. Dar, ia să vedem. How far you can go is up to your movement speed, adică zice că cât de departe pot să merg, depinde de movement speed-ul meu, adică de cât de repede pot eu să mă mișc. The faster you are, the longer you can teleport. Deci cu cât sunt mai rapid, cu atât mă pot teleporta mai tare. Ok. I once heard that there is one super villain who can teleport across the planets. What? Zice că o auzit că odată era un super villain, adică un super din ăsta, super sătean, ca să zic, super orășan, super om, un super om care se poate teleporta de-a lungul planetelor, gen, adică poți să te teleportezi de pe o planetă pe alta, cum ar fi asta. Later, that person disappeared, zice că a dispărut într-o lume, într-un void, din ăsta portal, gen, cred că void ar veni portal, sau ceva de genul ăsta. Unii spun
că el a călătorit într-o altă galaxie. What? Ia să vedem. Dar este doar o poveste. Acum ai nevoie de minimum 10.000 movement speed to do it. Deci am nevoie de 10.000 viteză de mișcare ca să reușesc să o fac. Aoleo, come back to me when you have it. Only with that amount of speed can one teleport. Ah, am înțeles, deci pot să mă teleportez doar dacă am 10.000 gen. Oh, și eu am 1.000. Oh, ok, deci acum trebuie să fug cu 100 de kilograme. Oi, 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 mamă, cât am de făcut. Ia să vedem dacă nu cumva pot să mai îmi cumpăr și aici la movement speed. Da, uite, pot să îmi cumpăr pentru că am nevoie doar de 100. Ok, și acum ar trebui să-mi dea 4. Nice. Nice, 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 nice. Bun, și acum trebuie... da, așa nu pot să sar. Ok, deci trebuie doar să fug, frate. Trebuie să alerg foarte, foarte mult ca să reușesc. Ia să vedem dacă pot să mai îmi pun mai mult, să-mi pun o tonă. Nea, nu pot să fac nimica cu o tonă, nu-mi dă nimica. Deci trebuie să continui cu 100 până reușesc să-mi pun și tona. Mamă, deci trebuie să fac 10.000, frate. Trebuie să dau la ture, frate, de harta asta. De o să-mi iasă capacele. Oricum o să încheiem episodul aici pentru că deja este destul de lung. Deja avem 21 de minute. Dacă v-a plăcut acest episod, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să mergeți și pe primul link din descriere către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow. Sau dacă nu îl aveți acolo sus în stânga, Houdini.insta, să apăsați follow ca să fiți la curent cu tot ce face fratele Houdini. Vă pup și ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!